Vă mulțumesc în numele primarilor din Consiliul Director și în numele președintelui Asociației Comunelor, care mi-a delegat atribuțiile executive și m-a rugat să fiu prezent astăzi aici pentru a ridica câteva probleme care să contribuie la îmbunătățirea actului administrației publice locale. Am să încep cu o rugăminte, domnule prefect. Bănuiesc și cred că în luna noiembrie ședința Consiliului Prefectural va fi în plen la Pitești și ținând seama că în decembrie totdeauna colegiile au fost imprevizibile și se suprapun anul acesta și cu alegerile, în luna noiembrie să organizăm și noi adunarea generală, pentru că avem câteva probleme. Bugetul pe anul viitor, planificarea activităților de audit public intern anuale și multianuale. Și referitor la această activitate care este foarte importantă pentru a proteja pe primari de eventualele și inerentele greșeli care, pe care le facem în actul administrativ, activitatea de audit public intern trebuie pusă acolo unde este locul său. De aceea, împreună cu șeful compartimentului, domnul Tocilă, o să trimitem tuturor primăriilor din județ un fel de chestionar în care să prioritizați temele pe care vreți să le audităm anul următor cu acest compartiment, pentru că am avut surpriza să constatăm că se înregistrează foarte multe greșeli în emiterea unor acte sau în adoptarea unor hotărâri de consiliile locale. Și am vrea prin această programare să debarasăm pe cât posibil și munca compartimentului sau serviciului juridic de la prefectură. Pentru că suntem conștienți că lunar, cred că la prefectură, se înaintează mii de hotărâri de consilii locale și dispoziții ale primarilor. Mai nou, se mai cer și actele care au stat la baza întocmirii acestor documente. Și este imposibil unui compartiment juridic să urmărească, să verifice pentru legalitate aceste acte. Și ne trebuim în situația în care foarte multe dispoziții și hotărâri de consilii sunt atacate în instanță și atunci ele pot fi pierdute, atacate, și de aceea vrem să audităm anul următor și actul administrativ. Și să vă dau numai un exemplu. Anul acesta, inspectorii Curții de Conturi au avut programate, printre controle, o temă privind zonarea unităților administrativ-teritoriale. Am încercat să le explic că este dreptul exclusiv al Consiliului Local să zoneze localitatea. Au găsit inspectorii la foarte multe localități că lipsește zona A și nu putea prefectura să verifice fiecare hotărâre de Consiliu privind taxele și impozitele locale, și am cadrat toată localitatea la zona A. Sunt sume de recuperat. Poate că sumele nu sunt foarte mari. 3 lei, 5 lei, 10 lei de fiecare contribuabil. Dar fiecare localitate are mii de contribuabili și pentru un primar este foarte, foarte dificil să meargă acum, la sfârșitul anului, în prag de alegeri, să recupereze acei bani de la contribuabili, pentru că se aruncă vina pe administrația locală. Tot o greșeală pe care am constatat-o în activitatea noastră. A avut ca temă de verificat Curtea de Conturi și modul cum au fost alocați banii pentru sărbătoarea de pomul de Crăciun la copii. Este jenant ca un director de școală sau un primar, depinde cine a dat banii, să fie nevoit acum să dea înapoi 200-300 de milioane de lei vechi din buzunar, pentru că în ultimii 3 ani a împărțit copiilor de pomul de Crăciun niște cadouri. Degeaba se pun la dispoziția inspectorilor liste cu copiii care au semnat. E și jenant că în fața unui moș acolo pe care îl îmbraci și să semneze copilul că a primit un cadou sau a doua zi la dirigintă. Dar acum se impută toți acești bani. Deci trebuie să, și exemplele ar putea continua, trebuie să prevenim aceste lucruri și misiunea sau rolul compartimentului de audit public intern este tocmai aceea de a feri pe primar de greșeli.